Să scoatem pe drumul tehnic. Da. Între timp, până noi vorbeam cu reprezentanții firmei, cu un camion, am auzit că am dus capul deja, am văzut omul cum s-a în sus. Ei veneau unul, nu-i colegul, nu-i de la mine la firmă, de la drumul săracul. Dar el a fost ghinionul vieții lui să fie aici când a văzut accidentul. Ei veneau unul după altul cu viteză. Ăla din față s-a speriat când a văzut mașinile, dar el nu s-a speriat când a văzut mașina poliției. Dar acolo trebuia să frâneze. O frânat să nu lovească în cur. Eu probabil 100% tras că o zis el, am tras de volan, era soția la volan. Și să și văd urmele cum vine, de latul vine și lovește până se oprește mașina asta. Și poliția a fost... Dar omul era pe drum și el, nu a stat în mașină cum dirijat zis, nu nicio formă, omul... El dirijat circulație din spate, a fost, în spate a fost. Dar fugea săracul, a scos toată mașină, ce să stea în mașină omule, că fugea săracul, fugea cu cea cum să dea... În spate și ori telefon. Nu, adică posibilitatea tot. Dar cum să nu, dar... Dar mașina poliției stătea cu geofoarele pe bandă și tot. Dar au avut viteză. Păi dar au trecut lângă noi... Nu au respectat. Au trecut lângă noi cu o viteză... Au intrat în depășire. A intervenit detașamentul de pompieri Arad, 2 ofițeri și 10 subofițeri, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și un echipaj SMURD a serviciului voluntar pentru situații de urgență în Ădlac. A fost solicitat sprijinul elicopterului și a 2 echipaje la serviciul județean de ambulanță. În momentul sosirii la locul intervenției au fost găsite 4 victime, una în stare foarte gravă, preluată de elicopter, 2 în stare gravă, dar stabilă, preluată de echipajul SMURD a detașamentului Arad terapie intensivă mobilă și echipajul serviciului județean de ambulanță și o a 4-a victimă în stare bună, preluată de echipajul SMURD a serviciului voluntar Nădlac, toate 4 transportate la unitatea de primire urgențe a spitalului.